Salutare, Tușnad! Iată, ne ajungi și în a treia zi de festival, din păcate, ultima. Au fost două zile intense, cu momente memorabile. Dar ce urmează în această seară va fi epic. Concertul lui Dave Fields de aseară a întrecut orice așteptare a publicului. Sunt convins că nici seara de azi nu va dezamăgi pe nimeni, deoarece pe scenă vor urca artiști care ne-au obișnuit deja cu show-uri extraordinare și care sunt pregătiți să vă arate și în seara asta că bluesul de calitate se cântă aici, la Tușnad Gastro Blues Fest. Ne bucurăm foarte mult că sunteți și azi aici cu noi și pentru asta vă mulțumim și sperăm să vă satisfacem așteptările atât muzicale cât și culinare, pentru că Tușnad Gastro Blues Fest a fost gândit în acest sens. Așa că nu ezitați să încercați bunătăți tradiționale secuiești de la Papa la Șoni. La Cortul Verde puteți cumpăra suveniruri pentru cei dragi, tricouri, CD-uri, viniluri și cărți despre istoria rock-ului și blues-ului ale editurii Arta Sunetelor. Vincon România vă așteaptă să degustați vinurile create special pentru voi și cei dragi. Paste proaspete homemade, ciocolată Krautz, ciocolată creată manual cu ingrediente autentice. Bere Ciuc Premium Bar vă așteaptă într-un cadru select special amenajat. Degustați și povestiți despre vin împreună cu un sommelier la Wine O'Clock. Și bineînțeles, pălincuța tradițională secuiască. Aceste trei zile de festival nu s-ar fi întâmplat dacă eforturile și generozitatea unor oameni n-ar fi existat. Dați-mi voie să-i amintesc împreună cu mulțumirile bine meritate. Tușnad Gastro Blues Fest este un eveniment inițiat de Organizația Geoecologică Accent în colaborare cu Primăria Băile Tușnad. Aflat la a doua ediție, Tușnad Gastro Blues Fest are ca scop promovarea atât a muzicii blues, cât și zona ca destinație de ecoturism și gastronomie locală. Finanțatori: Fundația pentru Parteneriat, Romanian American Foundation și MOL România. Parteneri: Vincon România, Papa la Șoni, Agenția de Turism Classy Romania, Asociația de Ecoturism din România. Parteneri media: Rock FM, Zile și Nopți, Arta Sunetelor, Ager Press, Sefpitz FM, Loud City FM, Informația Harghita și Harghita Neipe. Sponsori: Apemin Tușnad, Bere Ciuc, Moghiori Engineering, Dealer Ford, Bertis, Mobilact, Melording, Expert Advertising și Green Steps Advertising. Mulțumim în mod expres echipei, sau așa zisului comitet de organizare: Pilbat Otilo, Claudiu Bentea, Magda Zander, Camelia și Mihai, Alex, Shoni, Levi, Leo, Mirela, Ciobo, Zozo, Jojo și nu în ultimul rând echipei de voluntari, pe care îi felicităm pentru efortul depus aici la Tușnad Gastro Blues Fest. Și să dăm drumul la blues! Un trio româno-sârb cu rădăcini fizice în micul oraș sârb de pe malul Dunării, Kladovo, și rădăcini spirituale în pământurile americane ce au dat naștere bluesului. În toamna anului 2016, grupul imprimă primul material discografic într-un studio boem situat în suburbiile Belgradului. În primăvara anului 2018, Axis a fost ambasadorul României la European Blues Challenge în Hell, Norvegia, participând astfel și la unul dintre cele mai mari festivaluri de blues de la ei, Blues in Hell. Totodată, venirea primăverii marchează și lansarea discului de debut, First Punch. Doamnelor și domnilor, îi invit pe scenă pe Silviu Dan Iliescu, voce-chitară, Dejan Kotarčić, bas, Ranko Varga, tobe, Axis! Thank you.
Slingshot, Wisdom Axis și cântăm Rock and Roll. La bas, stai acotat, Gigi! Tot din Serbia, tot la Ranko Varga! Încerc să mă acordez și nu-mi iese, iar împreună suntem Axis. Ar fi foarte mișto, deoarece nu plouă, să vă vedem aici în față, pentru că o să fie puțin rock and roll. Let me be.
mulțumim frumos, thank you very much, danke schön, fall Aleppo, chiar sunem safe. Sper că am zis bine. Baga volum! Bosmec, da, înțeleg Bosmec. Danke schön, mulțumesc.
Chiosul. Da, poți să merg mai încolo, vă rog. S-a chemat Wild Soul. Noi vă mulțumim foarte mult că ați venit în această seară și, mai important, vă mulțumim că susțineți acest festival aflat la cea de-a doua ediție. Dacă cumva doriți să ne susțineți și pe noi puțin mai mult, după concert, acolo în cort avem niște discuri, niște tricouri. Veniți la cort. Cum s-ar spune? În continuare, o piesă, o baladă rock de la Slayer, Until the Night Ends. Every night, when the time is right,
Hai să încercăm să cântăm această bucată desprinsă din celelalte cuvinte împreună. Este foarte simplu. Cu O de la ouă. Și merge cam așa. Dacă nu când eu n-aud pe nimeni, deci nu m-ați prea convins, așa că o să vin colea jos în noroi să mă conving singur că, virgulă, cântați. I'm gonna meet you last time. Noi vă mulțumim foarte mult. Concertul nu s-a terminat, continuă, numai că am vrut să avem o micro-interacțiune. Thank you.
Živeli druže! Kako si? No!
total cinciboasă. Bas, Ranko Varga Tobe, cel cu delay-ul de nuntă, Laurențiu Morun la sunet, iar numele meu este Silviu Dan Ionescu. Yeah.
Aș vrea să rup câteva minute din piesa asta și, în primul rând, să vă mulțumesc foarte mult că ați venit în această seară. Înseamnă foarte mult pentru noi, înseamnă foarte mult pentru festival, înseamnă foarte mult pentru toți cei implicați. Deci, din acest motiv, aș vrea, dacă se poate, să vă oferiți un rând de aplauze. Sunt pentru dumneavoastră. Vă rog, aplaudați-vă! Să-i mulțumesc foarte mult domnului Odila pentru invitația din această seară, pentru faptul că ne-a adus în fața dumneavoastră, deci, și pentru, evident, eforturile pe care le-a făcut pentru a face acest festival, foarte posibil într-o perioadă nu atât de prietenoasă cum ar fi pandemia COVID. Deci, vă rog frumos, un rând de aplauze și pentru domnul Odila. Pentru delay-ul de nuntă, mulțumim că sunăm atât de extraordinar sau nu, va trebui să ne spuneți dumneavoastră. La sunet, Laurențiu Morun, vă rog frumos un rând de aplauze și pentru dânsul. Pe drum venind în coacea, am văzut tot ce s-a cântat până să ajungem aici, live. Pentru asta este de vină domnul Dragoș Burlacu, acolo, sub cortul de lângă sunet, care transmite live orice mișcare a oricărui artist. Deci vă rog frumos un rând de aplauze și pentru dânsul. Festival fără sunet, scenă, lumini, etc. Deci vă rog frumos un rând de aplauze și pentru băieții de la sunet, lumini, tehnic și toate cele. Și dacă nu vă supărați pe mine tare mult, încă o dată vă rog frumos un rând de aplauze pentru dumneavoastră, ne meritați, vă mulțumim foarte mult că ați venit aici.
mulțumim frumos, chiar sunăm Sefer, piesa s-a chemat Confession. Și acum să ne întoarcem la treburi mai serioase. We'll be right back.
s-a chemat piesa. După cum am spus și mai devreme, dacă doriți să ne susțineți, acolo înăuntru un cort, după colț pe stânga, se află o domnișoară foarte extra, mega, deosebit de drăguță, care stă lângă niște discuri și lângă niște tricouri. Evident, după ce terminăm de cântat și strâns scule și făcut loc, putem să le semnăm, putem să facem poze, putem să ne îmbrățișăm și să ne pupăm. De ce nu? Chiar dacă e pandemie. Și ca și o penultimă piesă, ceva ce nu se găsește pe disc, se va găsi pe noul disc, care va apărea cândva. Piesa se cheamă Fire Water, iar la tobel avem direct din Serbia pe domnul Ranko Varga.
Urmează și ultima piesă din această seară, după ce mă închid cămașa, că s-a desfăcut. Încă o dată, dacă se poate, Dean Cotarcici, bas! Branko Varga Tobe, numele meu este Silviu Danilescu, iar împreună cu domnul Laurențiu Murun, la sunet, ne chemăm trupa Axis. De undeva de prin România și de prin Serbia. Thank you.
Cineva și-a dorit să distrugem chitara. Ei bine, chitara a fost distrusă. Așadar,
Vă vom da puțin mai simplist până terminăm piesa și după aia ne luăm la revedere. Silviu Daniescu, împreună a fost Axis. Bozleg! Nu-i frumos să vorbim urât, sunt copii mici. Ok, dacă doriți CD-uri, tricouri, vă așteptăm. Mulțumim, seară faină!